Salutare, salutare prieteni și bun venit pe canalul meu, numele meu este Marius și astăzi vreau să, nu știu, să dezbatem acest subiect pe tema microfonului. Cum poți avea un sunet mai bun, cum se poate vedea, am un sunet mult mai ok în momentul de față. Bun, cum putem proceda? Bine, asta depinde în funcție și de microfonul care îl aveți, dar dacă vă uitați la un clip anterior și la un clip mai nou, Vedeți, la clipul ăsta vedeți diferența de sunet, este mult mai ok și să vă zic ce programe vă trebuie, bineînțeles vă trebuie și un microfon să aveți, nu, acum nu vă zic un microfon la 50 lei, să aveți un microfon cât de cât decent, eu am un Blue Yeti, nu, nu Blue Yeti, ce Blue Yeti? Snowball Blue, nu mai știu cum, Ice, nu Ice, Ice Snow, Snowball, ceva de genul, în fine. Bun, să trecem peste aici, n-avem noi treabă. Bun, ce programe trebuie să căutăm ca să facem această operațiune, care sunt și setările care trebuie făcute pentru a putea obține acest sunet. Aveți nevoie cam de două softuri. Unul este Voice Matter și unul al doilea este Virtual Audio Cable. Bun, prima dată o să merge să descărcați de pe acest site. O să scrieți frumos pe Google Voice Matter și după aia dați la primul rezultat, cam asta este site-ul oficial. Ok. După aia, o să mergem aici frumos jos și dăm să instalăm kit-ul sau practic îl putem descărca și l, l avem salvat, aici doar îl instalez direct. Ok, după ce am făcut această operațiune, avem nevoie de al doilea soft, Virtual Audio Cable. Nu lăsați programul, mă refer înainte, instalați pe ambele, de aici îl descărcați, o să se descarce un folder de genul, stați puțin că l-am undeva pe aici. Uh, uite aici, virtual. O să-l deschidem. Cam așa arată al doilea practic soft, dar asta se instalează super simplu. Faceți un folder, după aia mergeți aici și Depinde ce Windows aveți. Eu am pe 64 de bits, dacă aveți pe 32, dați acest kit. Bun, cum se instalează? Deci mergeți aici frumușel la run administrator, practic doar prin modalitatea puteți să-l instalați și mai văd pașii de instalare. Bun, eu l-am instalat și aici vă puteți seta și vocea pentru că este foarte ok, posibil să aveți, uh, voi nu știu, nu vă place vocea voastră cum se aude în microfon, poate se aude prea subțire și aveți o idee mai groasă, aveți aici softulețul, îl deschideți, dați aici pe start, uh, scrieți frumos voice și asta este softul, lansat și cam așa va arăta. Bun, care sunt setările de făcut prima dată? Aici fumușel, o să mergeți să căutați microfonul vostru care îl folosiți, momentul de față. Bun, după ce ați făcut această setare, mergeți fumușel aici. Practic, ce va fi ieșirea sunetului care va ieși în realitate. Bun, și aici bifăm fumușel asta, cable input, uh, VB audio virtual cable. Cam asta sunt setările de făcut este foarte esențial când faceți gen înregistrarea sau vă apucați să filmați sau faceți un live. Este oricum, este un soft ok care îl folosesc mulți youtuber, oferă un sunet mult mai plăcut. Uite aici, dacă mă joc puțin cu sunetul îl pot modifica. Mm. Nu știu dacă puteți nota, eu deja sau de total diferit. Aici trebuie să vă jucați puțin în, în cercul ăsta, să zicem, zice. să vă găsiți sunetul vostru potrivit. Acum sper să nu fi modificat mult sunetul. Bun, cum puteți realiza treaba asta ca să... Uh, cum se numesc? Ca să vă auziți vocea în căști până vă găsiți sunetul vostru potrivit. Ok, intrăm pe Control Panel. Control Panel. Mergem la Art and Sound. Dăm la Sound, la sunet. O să mergem la Record. O să vedeți mai multe microfoane deschis în momentul de față. Bun, asta este foarte important că este microfonul laptopului. Trebuie dezactivat și lăsat doar astea pornite. Bun, acum o să mergem la Cable Input și o să mergem la Proprietăți și aici la Listen. Trebuie să bifați această funcție. Practic, voi acum, dacă aș activa această funcție, hai să vedem, ar, ar trebui să, să mă aud de mai, mai multe ori. Bun, Bun o să o dezactivez, adică mă aud de mai multe ori, mă aud eu în, de în boxele de la laptop, așa vă puteți da seama cum să se faceți setările. Uh, bun, la referitor de sunet, hai să, dacă toți suntem aici, să vă mai arăt ceva setări care trebuie făcute, care sunt foarte esențiale. Uh, intrăm de nou aici, aici o să fie microfonul și difuzoarele voastre. Dacă cumva aici aveți mai multe microfoane activate în afară de cel care îl folosiți, vedeți Blue Snowball, ăsta care îl folosesc eu acum, în momentul de față. Dacă mai aveți și ăla de la Windows, cum aveam prima, trebuie dezactivat. Bun, care sunt setările la microfon de făcut? Intrăm la proprietăți, listen, dacă vreți, dacă cumva nu ați instalat acest soft. Aici ca să vă auziți din nou pe PC-ul vostru, nivelul, Nivelul niciodată să nu-l setați la 100%. Dacă aveți un microfon bun, eu vă zic să-l setați undeva de la 60-60% până la maxim 98%. Dacă o să aveți volumul dați la maxim, cu siguranță o să întâmpinați problema de să se audă puțin prea tare, prea gâjit. Și asta este o problemă. Bun, după ce ați făcut această setare, v-ați lăsat aici tot ok, aici mai veți să setați canalele eu l-am lăsat pe frecvența asta, mi s-a părut destul de ok, mi-a sunet ok. Voi vă puteți juca și vedeți unde este sunetul potrivit. Bun, asta este în cazul dacă nu aveți aceste softuri instalate, gen cable output și voice matter output. Bun, dacă aveți aceste instalate, nu o să mai mergem la microfon. Microfonul lăsăm în pace, doar îi creștem volumul până la cât trebuie și intrăm aici. Proprietăți, mergem la Advanced, și aici vedeți că este setat pe două canale, o ieșire pe două canale. Pe 16 bits, 44.100. Deci asta este sunetul care îl folosesc eu și așa m-au voi. Eu l-am lăsat așa, n-am umblat nimic aici, am lăsat fix așa cum vine și consider că am un sunet destul de ok. Aici se poate lăsa fix așa, dacă cumva s-aude prea tare înregistrare puteți să mai reduceți o bun acum cum îl adăugăm în, uh, cum se numește un uh, OBS sau un uh, x -peel. este simplu eu folosesc Xpil, care fac și live-uri bineînțeles este simplu cam așa arată uh, ce setări trebuie făcute intrăm aici fumușel la microfon practic setări generale și aici o să setăm microfonul Microfonul nu o să-l trecem cum se numește microfonul, cum se numește și microfonul meu așa. Nu, trecem Cable, Output, Virtual, Audio și cum se mai numește. Uh, bun, să închidem anunțurile. Deci, nu știu, cam asta ar fi totul, ba dați să apli și ok. Uh, Caseter, dacă vreți să vă explic data viitoare despre Xpil, cum puteți face live-ul și cum puteți face setări, cum puteți adăuga aceste, practic, imagini, niște, un fel de imagini care se mișcă și fără să se vadă așa clar. O să vă explic într alt video, doar lăsați-mi un comentariu și eu o să încerc să vă ajut cât pot și eu de bine. Eu vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit și astăzi, nu uitați să apăsați un like, să dați și voi un share și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa, prieteni!